Opoziția parlamentară continuă să rămână dezbinată, inclusiv și din cauza tot felul de analiști politici tulburi, din punctul meu de vedere, care în trecut au promovat insistent formarea alianței neferiești dintre PAS, pe Sermie și Platforma Da, alianța care a dodonizat Republica Moldova și a transformat-o din nou într-o simplă guvernă rusească. Acum, când datorită deputaților pro-Moldova a devenit posibilă demiterea acestei guvernări mediocre, Alexei Tulbure și alții ca el au început să promoveze ideea organizării alegerilor parlamentare anticipate. Eu voi lăsa un link în descriere cu emisiune în care am explicat că te bate acum cu Dodon în alegeri anticipate, când dânsul controlează toată Republica Moldova și dispune de resurse financiare considerabile, inclusiv ce vin din Federația Rusă, e ca și cum ai sări cu sapă la avioane. Numai alegerile anticipate pot aduce în Parlament forțe noi, politicieni cu legitimitate democratică în regulă. Dacă pentru asta va trebui de ieșit în stradă, numai nu împreună cu Candu și cu Șor, înseamnă că va trebui de ieșit. Electoratul pro-european este dezbinat, dar și dezamăgit în PAS și Platforma Da, principalul motiv fiind alianța celor din acum cu fracțiunea pro-Kremlin a socialiștilor. Ori, în perioada când Maia Sandu și Andrei Năstase erau într-o alianță cu Igor Dodon, nu prea tare deranjau faptul că PSRM a fost sau și mai este finanțat de prin offshore-urile din Bahamas. Nu erau atât de categorici în declarații precum sunt astăzi. Procuratura anticorupție a încetat procesul penal privind finanțarea PSRM din Rusia, în baza înregistrărilor dintre președintele țării Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc. Vreau să vă întreb cum comentați această decizie și dacă nu credeți că este o justiție selectivă. Eu cred că procuratura, și noi întotdeauna am insistat pe asta și o să insistăm, trebuie să analizeze cu maximă atenție tot ce ține de finanțarea partidelor politice. Pentru că noi am avut foarte multe cazuri în trecut, când anumite personaje au ajuns în politică cumpărând locurile, cumpărând alegătorii, cumpărând membrii Comisiei Electorale Centrale și așa mai departe. Nu știu care a fost motivul și care dosar l-a examinat acum procuratura, dar o să insistăm în continuare pe finanțarea corectă a partidelor politice. Dar sunt și alte motive, precum prestația lui Andrei Năstase în calitate de ministru de interne sau chiar a Maiei Sandu în calitate de prim-ministru, dar la ele mă voi opri într-o altă ediție. Ceea ce vreau să spun că anticipatele în condițiile în care Dodon dictează regulile nu favorizează deloc PAS-ul, dar cu atât mai mult Platforma Da, care conform unui sondaj CBS AXA are doar 2%. Și asigurându-se că partidele de dreapta sunt dezbinate, Igor Dodon și echipa sa au început să identifice dușmanii externei țării care ar recanaliza ura moldovenilor spre aceștia. Cât timp unioniștii erau consolidați în jurul Partidului Liberal, principalul dușman extern invocat de Igor Dodon era unionismul și România. Eu am promis că voi lupta cu unionismul. Este o problemă majoră. Noi am venit cu proiectul de lege de interzicere a unioniștilor. Dar acum că unioniștii sunt mai dezbinați ca niciodată și deci nu mai reprezintă o amenințare pentru Kremlin, a fost identificat un nou dușman extern. Cu acest dușman s-a luptat vitejește însuși Vladimir Putin prin anul 2013. Despre acest nou dușman, premierul Chicu a declarat că se ascunde în ONG-urile care ar fi adevărate centre de agenți străini ce ar lăsa Republica Moldova fără independență. Republica Moldova, prin intermediul acestor ONG-uri, își va pierde în linie mare independența. În general, este o tendință aproape firească a oricărui dictator să identifice un dușman extern care este prezentat că ar complota pentru ruinarea cetățenilor și este o tendință firească a cetățenilor să accepte ideea complotului. Astfel, identificând un dușman extern și în baza unui trecut aproape mitic, unii lideri politici cu apucături dictatoriale, precum este Vladimir Putin, au reușit să realizeze o alianță între clasa politică coruptă și popor. Pentru că pe cine mai interesează corupția când patria este în pericol de dispariție, când dușmanul este la hotare sau chiar în interiorul țării? Iar Igor Dodon nici măcar nu a inventat nimic nou, dânsul vociferând tezele spuse altădată de Putin. Те неправительственные организации, которые получают деньги из-за границы и занимаются внутриполитической деятельностью, должны зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. То неправительственные организации могут оказывать услуги политическим партиям. Что это означает? И могут получать финансирование из-за рубежа. На счета этих организаций из-за границы вот сейчас поступило почти миллиард долларов. Вы знаете, сотни миллионов долларов каждый год вкладывается в эти NGO. Ну разве наше общество не должно знать, кто и на что получает деньги? Республика Молдова как стат требует айбы контролу asupra activităților, deci pe intern.
для дискредитации власти и дестабилизации внутренней ситуации в России. Есть о încercare de a lichida statul Republica Moldova. Тогда мы превращаемся в что? Банановую республику? Scopul lui Dodon este să obțină un nou mandat de președinte și să mențină socialist la guvernare. Iar pentru asta el nu doar că își face PR mergând prin lanurile cu greu, dar și a inventat doi dușmani, unul intern și altul extern. Dușmanul intern inventat de Dodon este cel de la care lua până nu demult culoace cu bani, Vlad Plahotniuc. Iar deputații din Pro-Moldova sunt prezentați ca fiind creația lui Plahotniuc doar ca să o determine astfel pe Maia Sandu să nu se alieze cu Andrean Candu și să demită guvernul Chicu. Pentru că presa de propaganda lui Dodon spune deja că astfel Maia Sandu va face alianță cu însuși Plahotniuc, ceea ce este desigur un fals. Al doilea dușman inventat de Dodon sunt ONG-urile finanțate din Occident. Pe acest subiect moldovenii deja au fost prelucrați bine, după cum am spus mai sus, de către propaganda de la Kremlin. În același timp, soldații ruși care ne ocupă raioanele de est ale Republicii Moldova, dar și zeci de agenți de influență a Kremlinului sunt prezentați ca și pacificatori, prieteni de nădejde în lupta cu dușmanul intern, Plahotniuc. Я намерен на следующей неделе наградить военнослужащих молдавских. Я предложил и приднестровцев, если они согласятся, российских миротворцев государственными наградами Республики Молдова. Adevărul e că Igor Dodon este principalul dușman al țării, iar principala amenințare externă vine din partea armatei ruse, care continuă să ne ocupe raioanele de est ale Republicii Moldova. Ori polițienii ruși recunosc cu text deschis că ei nu au de gând să renunțe la enclava separatistă, ori datorită ei, ei controlează întreaga Republică Moldova. Мы не будем поддерживать попытки затащить Молдову, естественно, вместе с Приднестровьем в НАТО, это категорически исключено. И мы не будем поддерживать попытки лишить Молдову своей государственности. Iar ceea ce vor explica că se poate de guvernat împreună cu Dodon și cu fracțiunea pro-Kremlin a socialiștilor, să știți că fac jocul Moscovei. Dacă veți analiza atent, o să vedeți că mulți formatori de opinie, inclusiv cei ce fac parte din tot felul de ONG-uri finanțate de către Occident, nu scot un cuvânt despre faptul că Dodon și socialiștii sunt finanțați de către ruși. Sau, în cel mai bun caz, ei prezintă această informație ca fiind ceva aproape firesc. Și la final, pentru a fi mai bine informați despre ceea ce se întâmplă în politica moldovenească, abonați-vă la pagina mea de Facebook Radar Politic și apăsați clopoțelul de notificare de la canalul de YouTube. Eu am fost Ion Harghel, la revedere!